Stimate Gagiu, problema e că n-ai venit cu nimic nou față de anul trecut. Oh. Eu îți spun următoarea chestie. E simpatic, ți-am zis și anul trecut. Numai că eu mă gândesc, să zicem că îți dau un bilet de trecere pentru etapa următoare, mă gândesc ce-i face de acolo. Mie mi-a plăcut, mi-a dat o stare bună, dar ce facem mai departe? Ți-ai pus problema asta? Găsim ce facem. Bă, nu e așa. Vini cu altceva, a evoluat în texte. Textele sunt deștepte, sunt istețe, sunt cu catchphrase. Îmi place foarte tare, mi se pare mega diferența de acum un an. Sincer, mi se pare evoluția e... Da, oricine evoluează sau involuează. Un mod greșit de a primi un compliment, mă. Adică mulțumesc. Mulțumesc, cu plăcere. Tu scrii singur? Da. Scrisul tău e suficient, e ok. Nu ești suficient însă pentru one man show, dar pentru text și pentru modul de formulare și mai ales în contul că ai 15 ani. Fucking wow! Asta pot să spun cu siguranță. Eu știu oameni mult mai maturi care nu pot scrie așa și probabil nu o să poată niciodată. Mai sunt foarte plăcut. Crezi că dacă Regina vine cu cei trei balauri și atacă cu oamenii din Insula de Fier, debarcaderul regelui o să fie atacat? Îți dai seama de chestia? Normal. Vezi, asta e diferența între mine și voi. Eu vorbesc pe limba lui. Și eu cred că debarcaderul regelui, dacă vine și Ser Davos și Jon Snow și toți oamenii războinici aia sălbaticii, eu cred că îmi vin. Ești deci de acord cu mine? Normal. Asta e, tăticule. Pentru asta îți dau un da. Mulțumesc mult. Învinge, băi. Ești freshness. Răspunsul meu este da. Ăsta-i nou show. Jon Snow. Yes. Numai pentru text și pentru atitudine și pentru zâmbet îți dau un da sigur. Atât. Vă mulțumesc. Voi de da. Uite, acum mi se spune în caz că în cazul tău, pentru că ai mai fost anul trecut la concurs, n-ai cum să treci decât 4 de da. Deci depinzi de mine. Pentru că imaginația ta totuși lucrează, mă văd nevoit să spun cu regret în suflet că îți dau un da. Ești. Vă mulțumesc. La revedere și o seară bună. La revedere. Nu uita. Învingem împreună. Mal. Bine, mă. Nu știu, voi nu știu ce deși ați discutat, dar eu cu băiatul ăsta mă înțeleg. Noi avem probleme comune. Nu știu dacă vă coborâți voi la oamenii sălbatici care vor ataca. De fapt, au cucerit, de fapt, zidul. Bă, ce scuze. E ok. Când vin dacă las mai așa, da. E mult. Vin ăștia amici, să ai mare grijă de ei. Niciodată să nu-i faci așa. Că nu poți să-i faci. Să nu-i fac așa? Da, te rog eu mult de tot. Da. Nu-i faci așa, da, bravo, mă. Fostul șef al oamenilor sălbatici a murit. Și Jon Snow acum este liderul tuturor. El ne va conduce. Sezonul ăsta sau din sezonul trecut? Din toate timpurile, fetițo. Te uiți la asta? Te uiți? Eu n-am văzut nimic. Nu știu. Eu iarăși îmi pun o întrebare despre timp. Când? Eu n-am văzut absolut nimic. Când? Am înțeles că e foarte bun, dar n-am văzut. Și mie mi s-a recomandat des, dar... Oamenii uriași vor veni și ei, fetițo. Fetițo. Era o piesă. Ah. Fetițo.